în vedere faptul că sunt onorat să fiu moderatorul conferinței din seara aceasta, conferință care face parte din simpozionul dedicat părintelui Teofil Părea la 10 ani de la trecerea în împărăția cea neclătită, ca să folosim sintagme stabilite și gândite de părinți duhovnicești, pentru că evocăm o personalitate duhovnicească. Deci, din seara aceasta, dar și de conferința de mâine seară, profit de faptul că am microfonul în mână și să dau câteva glase câtorva gânduri care să constituie introul conferinței din seara aceasta, conferință susținută de Preasfințitul Părinte Sofian, unul dintre ucenicii Părintelui Teofil și unul dintre cei ce a stat foarte aproape, nu numai fizic, de Părintele Teofil. Trebuie să vă spun că eu l-am cunoscut prima dată pe Părintele Teofil în 1990, în această facultate, atunci în calitate de student, în ultimul semestru al existenței mele studențești, în ultimul an, înainte deci de a termina facultatea, când s-au dărâmat unele ziduri, s-au spart altele, s-au dărâmat toate, nu știm, dar oricum atunci părinții au putut să plece și să fie invitați și el și părintele Arsenie Papacioca a venit aici, în această sală, exact în această sală care atunci era altfel cumva configurată, au venit și alți părinți, era o sete nețărmurită, nu vă puteți imagina, pentru faptul că atunci era greu să vizitezi un părinte care era ascuns. Eu, de exemplu, nu știam că mai trăia părintele Benedict Ghiuș, nu știam de părintele Stăniloae, abia am reușit să-l vizităm la un moment dat, doar o dată acasă, n-a avut voie să intre în această facultate timp de 11 ani. Asta așa pentru captație o benevolenție, deși nu este cazul la începutul conferinței, sigur că este maximă atenție, dar așa pentru a ști cumva cum se petreceau lucrurile atunci. Numai că în scurt timp, Părintele Teofil ne-a cucerit pe toți. Ne-a cucerit pentru faptul și spun ne-a cucerit. Eu am avut o foarte scurtă discuție cu Părintele, o discuție duhovnicească. Și ca student pe vremea aceea, sigur că am încercat și eu, că așa zicea Părintele, s-a dus unul la el și a zis că a încercat pe mulți duhovnici să se spovedească. Și ce nu l-a mulțumit niciunul. Și apoi zicea, păi dragă, acum încearcă-mă și pe mine și dacă vei rămâne, vei vedea. Și l-am întrebat, ce-a zis și ce-a făcut? Ceva, păi dragă, a rămas. Deci, probabil că am încercat să exploatăm mulți studenți. A mers aici la Casa Albă, cum se numea pe vremea aceea, casa vis-a-vis de paradisul dumneavoastră al facultății și ne-am și spovedit. Ei bine, spun că ne-a cucerit pentru faptul că din 1993, a avut loc primul simpozion seriile filocalice, care avea rolul să evoce personalitatea Părintelui Stăniloae. În anul următor, noi nu ne-am gândit că trebuie să mai facem simpozionul, dar au venit cei ce au fost la simpozion și ne-au întrebat, nu faceți simpozionul la anul acesta? Am zis nu, pentru că l-am făcut anul trecut. Și atunci ne-am dat seama repede și ne-am organizat în 1994, foarte repede și am organizat din nou. Și de atunci, Părintele Teofil a fost aproape nelipsit la simpozionul pe care noi îl organizam, seriile filocalice. Ceea ce era foarte important și ceea ce era absolut fascinant, aș spune, cum să zic, aproape uluitor, pentru o societate, sigur că atunci era un entuziasm pe care cei de vârsta mea, sau mai înaintați un pic în vârstă,
sau un pic mai mici, care au trăit momentele acelea, știu că a fost un entuziasm atunci, în 90, de neegalat. Ăsta a fost spiritul, să spunem, care a caracterizat societatea în vremea respectivă. Între timp, entuziasmul s-a mai stins, însă lucrurile au început să se sedimenteze, să se așeze. Și Părintele Teofil venea de fiecare dată când îl invitam și răspundea ceea ce era absolut extraordinar, venea și răspundea, a slujit la noi de mai multe ori la Biserica Sfântului Nicolae Paraclis Universitar. Îi aduc aminte preasfințitului că la un moment dat s-a întâmplat să fie și era și în alt preasfințitul Serafin, era și preasfințitul care atunci nu era arhiereu, părintele, și am avut și o nuntă a unor fuși studenți din Ascol și chiar atunci părintele Teofil a spus, când a vorbit, a fost dragă, gândiți-vă că dacă la nunta voastră au slujit trei monahi, trebuie să vă dea de gândit faptul că ați avut așa această șansă. Și deci venea la biserică, slujeam împreună, vorbea la biserică, apoi mergea, vorbea la conferințe, se umplea totdeauna aula magna Facultății de Drept, care are o capacitate de aproximativ 700 de locuri, și era sorbit pur și simplu de cei care erau de ascultători și era atât de îndrăgit, atât de iubit, încât dacă ar fi venit săptămâna care urma, se umplea din nou sala. Vă asigur de lucrul acesta. Eu am avut privilegiul să stau de mult, foarte multe ori, cum stau și în seara asta lângă preasfințitul, și să prezint împreună cu președintele Ascolului, depindea de ce președinte era în vremea respectivă, să prezentăm și să fim lângă părintele. Ce aș vrea să vă mai spun înainte de a da cuvântul preasfințitului, aș vrea să vă spun că ceea ce transmitea părintele, eu am mai multe lucruri de spus, dar având în vedere că este și mâine seară o conferință și mă bucur tare mult că este și părintele Sabin și în seara aceasta și va fi și mâine seară, un alt foarte apropiat al părintelui Teofil, nu spun pentru că unele vreau să le rezerv pentru mâine seară. Chestiuni de mare intimitate duhovnicească, evident cu părintele Teofil. Însă, ceea ce aș vrea să vă împărtășesc, mai ales în contextul acesta în care suntem reșeni, suntem o facultate de teologie, se presupune că sunt și câțiva studenți de la teologie, nu verificăm legitimația și carnetele de studenți, să vedem câți studenți de la teologie vin din seara aceasta, și având în vedere faptul că se întâmplă uneori, cum spunea părintele cuviosul Paisie Adioritul, că sunt unii care atunci când vorbesc despre dogmele bisericii, parcă le roțile. Ei, părintele Teofil le spunea într-o delicatețe de excepție. Avea o libertate pe care eu am simțit-o, pe mulți a trimis la spovedin, la Biserica Sfântul Nicolae. Și întrucât eu eram singurul slujitor acolo, evident ajungeau la mine. Și erau lucruri pe care eu nu le discutam cu părintele înainte. Și nu picam exact, era o chestiune de profunzime. Și m-am dus odată la... și le-a spus studenților care veneau, apoi da, când te duci acolo, ce spune părintele Vasile, aia să faci. Și m-am dus și am discutat cu el la mănăstire, m-am primit în chilie și mi-a zis așa, păi, dragă, uite, chiar dacă noi nu suntem într-un totul de acord, asta nu înseamnă că nu suntem împreună. Și m-a luat în brațe și m-a strâns la piept, și pentru că erau niște chestiuni simple de tot. De exemplu, cum postim în anumite zile, cum facem. Libertatea aceasta era libertatea pe care o dădea statura lui duhovnicească. E foarte clar lucrul acesta. În al doilea rând, aveam o bucurie și o veselie molipsitoare. Trebuia să fii stâncă, să fii de piatră, să fii sau autist sau ceva în genul ăsta. Să nu te molipsești de bucuria și de entuziasm. A spus-o la noi odată la biserică și anume, nu înțeleg un călugăr trist sau un tânăr trist. Un călugăr trist
nu l-a descoperit pe Hristos, s-a dus degeaba în mănăstire. Un tânăr trist nu mai este tânăr, a îmbătrânit deja, spunea Părintele. Și alte chestiuni pe care le vom evoca și le va evoca Preasfințitul Părinte Sofian. Nu voi spune prea multe despre relația Preasfințitului cu Părintele, pentru că nu o știu foarte bine și nu permit. Veți înțelege din ceea ce vă va spune Preasfințitul, veți descifra, veți decela în ce a constat relația Preasfințitului cu Părintele. Dar tema din seara aceasta, și anume interesul Sfințeniei, este o temă foarte firească, scuzați-mi tautologia, foarte firească pentru statura duhovnicească a Părintelui Teofil. Prezenția voastră, mulțumim tare mult că ați acceptat și a acceptat Preasfințitul să vină și a continuat să vină, chiar dacă a răgușit puțin, dar sper ca tehnica să ne ajute prezenția voastră și să depășim acest inconvenient și să fie o seară, un banchet duhovnicesc. Așa sper că este seara aceasta. Vă mulțumim și vă rugăm să știți că eu cu acordul Preasfințitului am încălzit microfonul ăsta, că nu-mi permiteam altfel, dar Preasfințitul mi-a zis să-l încălzesc mai bine. Și vă mulțumim foarte mult.